Pe lângă cultura mare din vegetal afectată, avem și zonele de pășune, dar avem și zonele cu furaj pentru hrana animalelor. O altă problemă va fi așternutul acestor animale, nerecoltându-se grâu, nu vor fi paie, la fel la orz. Avem în Federația Națională ProAgro și crescători de animale și ne semnalează și dumnealor aceste neajunsuri până la urma urmei și va fi dificil. Avem și fermieri care și-au vândut animalele pentru că era foarte dificil în perioada următoare să gestioneze situația. Este grav că se vând animalele cu o genetică foarte bună, de top poate. Este foarte grav că aceste animale ajung în abator pentru că ele ar trebui să genereze în viitor pentru fermele noastre venituri și să adunăm capital de pe urma exploatărilor. Vor fi pierderi imense. Fermierii trebuie la rândul lor să fie sprijiniți și ajutați, pentru că nu ținem cont doar că sprijinim azi fermierul X sau Y. La rândul lui generează către statul român impozite și taxe și să știți că fermierii sunt buni platnici la veniturile statului și la încasările statului. Lanțul alimentar nu poate fi stăpânit și nu vom genera pe piață atât de multe alimente cât este nevoie. Să nu ne bazăm că hipermarketurile hrănesc România. Nu, este o idee falsă. Toate aceste alimente vin din fermă și nu din hipermarket. O criză alimentară nu va fi, însă consumul va scădea la strictul maxim, maxim, maxim și populația nu va avea acces la o hrană de calitate, la o Și hrană datorită prețurilor? și datorită prețurilor. Deci și vor crește. Cu siguranță că vor fi creșteri de prețuri și se simte deja pe piață că sunt creșteri de prețuri.